Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Iată că începe în ritm alert o nouă ediție a emisiunii Cântec și Poveste. Dar la început vreau să vă mulțumesc în numele echipei pentru atenția acordată, pentru gânduri și mesaje, care, să știți, sunt cea mai mare bucurie pentru noi, pentru că fiecare ediție este rezultatul unei munci serioase. În această seară, din studioul muzical al televiziunii române, alături de Orchestra de Muzică Populară Radio, aflată sub conducerea violonistului Adrian Grigoraș, bună seara! Vă invităm să urmăriți povestea cântecului din Bărăgan, spusă de această dată prin intermediul poveștii de viață a unui alt artist al cântecului popular românesc. Cu voia dumneavoastră, în această seară, la Cântec și Poveste, domnul Nicolae Rotaru. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, scumpă și frumoasă Teodora! Vă mulțumesc! Bună seara dumneavoastră tuturor celor prezenți în platou, cât și telespectatorilor care și-au făcut timp în aceste minunate clipe de seară să ia parte la sărbătoarea cântecului popular românesc, nu numai din Bărăgan, pentru că am deosebită plăcere să-i am ca invitați doi tineri deosebit de frumoși și talentați și extrem de talentați, care reprezintă de asemenea cântecul muntenesc. Este vorba de Anuța Arghiroi, care reprezintă cântecul din Teleorman, deci o munteancă deosebit de frumoasă și talentată. Bună seara și bine v-am găsit! Un flăcău frumos, care mie mi-a răscolit așa amintiri din tinerețea mea, pentru că la vârsta lui am debutat și eu. Este vorba de Florin Ștefan, care vine din Dâmbovița. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! V-am convins că sunt copii frumoși. Așa este, dar noi îi știam și cei care ne urmăresc îi cunosc de la concursul național Vocea Populară, unde a obținut note foarte bune. Eu am ajuns până în faza finală pe regională. Felicitări! Mulțumesc, a fost o onoare pentru mine să particip la acest concurs. Sincer, vreau să-mi spui, cât de mult te-a ajutat pe tine acel concurs? Foarte mult, pentru că a fost singura cale de a pătrunde în casele oamenilor, nu? Până la urmă, televiziunea și nu orice televiziune TVR este o carte de vizită. În ziua de astăzi, în care timpul curge mai repede, lumea este mai agitată, vrem alte genuri muzicale, mai ai timp să stai puțin pe loc și să asculți o doină românească, o baladă? Da, sigur că da. Dacă iubești atât de mult, poți. Eu vă mulțumesc frumos, vă mai așteptăm aici la Cântec și Poveste și cine știe, peste câțiva ani de zile, poate veți fi voi invitații serii, nu? Și eu le mulțumesc pentru bucuria de a avea alături în această minunată seară și vreau să spun că frecvent m-am întâlnit cu Anuța la festivaluri naționale de folclor. Ea deja este obișnuită acestor manifestări, unde a obținut rezultate deosebite și Florin, ia exemplu. Dar până atunci, dumneavoastră spuneți într-un cântec: de când mă știu am cântat, așa că vă invit să ne cântați. Sunteți de acord? Vă mulțumesc cu toată dragostea. Iar pe voi vă rog să luați loc. De când mă știu am cântat, cântecul mi-e frate drag, măi. De-l când prin inimi-l pun, vi-l cânt și vouă acum, măi. Cu el aduc alinare la omul cu supărare, de-o-i muri, el nu mai moare, o foc. Glasul meu frumos și dulce, el mi-e frate bun de cruce.
dacă n-aveam cântecul, trist mi-ar fi fost sufletul, măi. Eu de n-aș cânta trei zile, ar plânge inima-n mine. Dar eu când și-o-i tot cânta, cam pe cine bucura, cui mângâia inima o foc. Când din seară până zori, trec cum ieri la printre flori, la oameni buni iubitori, mă. Trecătoare, ce-ai trecut în graba mare, te-ai stins ca o lumânare, cum se stinge viața în floare. De nou la timpul ei s-au dus frumoși anii mei, ca vântul prin flor de tei o fost. Dacă-mi mi-o fi dat să vie cu noroc și bucurie. De noroc și sănătate le duce omul pe toate, de-i ține Dumnezeu parte o foc. De mă ține cât mă ține, eu biet călător prin lume, Mate domn, vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți în această seară la Cântec și Poveste și voi începe cu un an foarte important pentru dumneavoastră, 1977, când ați câștigat trofeul Flora din Grădină, emisiune concurs a televiziunii române. Și iată că după 35 de ani reveniți la televiziunea română, dar de această dată la o emisiune închinată activității dumneavoastră. Cu ce gânduri veniți? Vin cu gândul că tot ceea ce am făcut în această perioadă de 35 de ani a fost pe placul celor care ne urmăresc în această minunată seară, pentru care trebuie să vă mulțumesc, îmi o dedicați în mod special, mă onorează, și mai vin încărcat de emoții, parcă aș fi la debutul acelor perioade, pentru că am considerat și consider, de fapt, că totuși, în acești 35 de ani puteam să fac mult mai mult, să conving mai mult. Dar faptul că sunt invitatul dumneavoastră înseamnă că meritele sunt acordate cu prisosință și vă mulțumesc pentru această onoare. Întotdeauna, în această emisiune, noi am pledat pentru marile valori și tocmai de aceasta le aducem în fața micului ecran. Dar haideți să ne întoarcem în tinerețile dumneavoastră și cum de ați hotărât să plecați pe această cale a cântecului popular? Încă de mic am îndrăgit cântecul popular și mi-amintesc că aveam un radio simplu cu căști, cu galene, le spuneam noi, și efectiv ne băteam copiii casei, provin dintr-o familie în care am fost 6 frați, ne băteam pe ele care să avem acces. Și atunci eu, inventiv, cum am fost și încă mai sunt, și în ziua de azi, am luat o oală din ceramică, deci n-avea o acustică destul de rezonantă, și am băgat galenele respective în oală, am pus un cocean, îi se spune la noi, din porumb, ca să stea puțin deschisă, și am avut acces la emisiunea respectivă cu toții. În timp, educația, așa a spus cuvântul, în cadrul școlii generale, din localitatea mea, din satul Înfrățirea, arondat comunei Dormărunt din județul Călăraș, am avut o învățătoare care era mare pasionată de folclor
și am început fiind solist în corul școlii. Măi, mândruță, spic de grâu, măi, aș fi vrut să nu te știu, măi, că de când te știu pe tine, n-am avut zile prea bune. Nici prea multă mângâiere, nici prea multă mângâiere, mândro, c-ai luat dragostea de mână și-ai plecat în lumea bună. Of, ce copilă nebună! Și-ai plecat în lumea largă, ai uitat că mi-ai fost dragă. Ce-ar putea mândro să fie, de ce nu-ți mai plac eu ție? Ce să fac și cum să fac să-ți mai cad odată drag, să-ți mai cad odată drag, mândro, că de când erai copilă te-am iubit cu drag și milă, te-am iubit cu drag și milă, mândro. Dragostea multă nu-i bună când omul o ia de bună, dar și dorul-i mai nebun, măi, la inimă cum să-l pun, măi. Crezui că-i dulce miere, el e numai chin și fiere, el e numai chin și fiere, mândro, că-n loc să-l fi luat cu tine, l-ai făcut uitat la mine, l-ai făcut uitat la mine, măi, măi. Stă printre flori prin grădină și la mine la inimă, și la mine la inimă, mândro, când le simt mireaspa lor, mi se pune junghi și mor, mor mândruță de-al tău dor, măi.
mă preocupa foarte mult ceea ce se întâmpla la horele satului. Ați prins horele satului, le-am prins, bă, da. Descrieți-ne și nouă care era atmosfera. Fără mine, atmosfera era superbă. Mi-amintesc că aveam două locuri virane, poiană îi spuneam. Și totul se întâmpla în aer liber și mai ales în zilele de sărbătoare și, bineînțeles, duminicile. Fetele se găteau, se cochetau cu, mă rog, trandafiri în păr. Cu... Eu, în perioada aceea, aveam vreo 7-8 anișori. Și ca să-mi găsesc și eu rolul să fiu băgat în seamă, luam câte o urzică, știți... Despre ce știu, vorbesc? Da, da. Așa, ea are și părțile sale tămăduitoare, dar și celelalte care urzică, înțeapă puțin. Și le mai băteam pe la piciorușe. Dar mă fascina foarte mult lăutarii care cântau. Vă dați seama că nu existau condiții de amplificare. Ei trebuia să rupă vioara în două, copza, țambalul. Trăirea era cea mai importantă. Era cea mai importantă, dar mă preocupa ceea ce cântau. Știți, și piesele orchestrale, dar și cele vocale. Și noi aveam în sat 5 familii de țigani lăutari. Ei, nu aveau, neavând pământ, nu erau împroprietăriți, lucrau cu ziua sau făceau cărămidari. Dar seara când ajungeau acasă, nu știai despre care partea satului să-ți îndrepți auzul, pentru că veneau, se spălau, se schimbau și de hainele de lucru și începeau repetițiile, bineînțeles. Usuioc și levențică, ce mi-ai pus mândrănul cică, mi-ai pus dor în loc de vin, măi, de mi-ai făcut viața chin, măi. Căci cu dorul nu-i de glumă, dragostea-i și mai nebună, of, of. Așa nebună și rea s-a pus la inima mea, măi, of, of. Pustit grădina de răzoarele cu flori, măi, și de-ai mândri ochișori, măi, că de-o vreme-mi tot suspină la izvor cu apă lină, of, of. Spală fața-n apă rece, focul dorului o trece, măi, măi. Ia-mă-mbrațe dorule, măi, și mă treci de alurile, măi, să mai bată rările, măi, pe unde-mi trec mândrele, măi, să văd mândrulița mea ce cărări o apuca, măi, of, of. Ce guriți o săruta, de-o fi dulce ca așa mea, măi, of, of. Dorule, dorite-ar focul, mi-ai luat zâmbet, mi-ai luat totul, of, of. Spune-mi unde te-am trimis, că de ajuns n-ai mai ajuns, măi, of, of. Trei zile zag la pat, măi, n-am băut și n-am mâncat, măi. Doi muri bine n-o fi, măi, doi trăim, o-i chinuim, măi. Luai pe umărit.
prin geaua și puse-i pe murgușaua. Mi-l găti, mi-l țesă l-ai și la mândra mea plecai, mă. Hai, hai, murguțule, ce toros valele, du-mă iute, du-mă șa la mândruța mea. Hai, hai, murguțule, ce toros valele, du-mă iute, du-mă șa la mândruța mea. Drumul de la Lupșanu mi s-a despotcovit calul, mi s-a despotcovit calul, tot urmând oru fugarul. Eu în urmă, el înainte, mă tem că nu-l mai pot prinde, că mi-e dorul fără de minte, mă bag în belele multe. Hai, hai, murguțule, ce toros valele, du-mă iute, du-mă șa la mândruța mea. Hai, hai, murguțule, ce toros valele, du-mă iute, du-mă șa la mândruța mea. Pentru gurița Măriei străbătui codriblăsie, pentru ochii ei cei verzi, măi, dau o cola cinci livezi, măi. Pe cărări nepietruite, doar de murgul meu știute, când la deal și când la vale, de-mi făcui cărarea cale. Hai, hai, murguțule, ce tot roz valele, du-mă iute, du-mă șa la mândruța mea. Hai, hai, murguțule, ce tot roz valele, du-mă iute, du-mă șa la mândruța mea. Seara bună, măriucă, stinge lampa de te culcă, te culcă, te odihnește, că acum ei ca sosește. Fac doar un popas în vale, la puțul cu cinci zvoare, că mi-e în cale, nu-i departe, ca să mai spăl din păcate. Că-s cu dor amestecate, cu dragoste presărate, și mie murgul mic nu poate să le mai ducă în spate. Hai, hai, murguțule, ce tot roz valele, du-mă iute, du-mă șa la mândruța mea. Hai, hai, murguțule, ce tot roz valele, du-mă iute, du-mă șa la mândruța mea. Era foarte frumos. Să zic cumva, dumneavoastră aveați un sat într-o permanentă sărbătoare. Era o mare concurență. Cine? Care familie? Sanacă, Patra Ulea, Zainea, Ioana lui Rudaru, care femeie, ea cânta la vioară, dar familia ei avea o componență, țambal, bineînțeles, cobză, nelipsita cobză, care, din păcate, ușor, ușor începe să nu-și mai găsească loc în orchestrele care activează. Am avut un mare cobzar în persoana maestrului Marin Cotoanță, care a lăsat în urmă niște urmași demni. Nu-l amintim pe altul decât pe Mihai Călușaru, care este component al orchestrei radio, și Dan Voinicu, Vasile Pitulice, deci a format câțiva instrumentiști de excepție. În prezent sunteți membrul ansamblului artistic Doina Bărăganului, pe care noi de multe ori l-am avut invitat în emisiunile noastre și pentru acest fapt îi mulțumim domnului director Cristian Obrejan. Într-adevăr, avem un ansamblu, aș zice eu, de excepție, pentru că noi nu suntem în condiții de profesionism. Deci nu avem dansatorii, membrii ansamblului nu sunt angajați,
Sunt copii din școli pe care îi formăm încă din școala generală, pentru că avem și o mare dezamăgire. După 4 ani în care trec prin perioada învățământului liceal, ei trebuie să îndrepte spre școli mai înalte, spre școli superioare, și atunci îi scăpăm din mână, să mă exprim așa. De fapt, îi formăm pentru ansambluri studențești sau unde vor din activa centrele în viitor. Universitare, da. Avem copii care activează la ansamblu Cununa Carpaților, la ansamblu Armatei, deci ne mândrim cu ei. Avem un coregraf de excepție în persoana maestrului coregraf Nicușor Iancu, foarte inimos. El, de fapt, începe
perioada de instruire încă de la grădinițe, din faze mici ale copilăriei. Și nu mai vorbim, l-ați nominalizat dumneavoastră pe domnul profesor dr. Cristian Obrejan, directorul nostru, care este și director artistic, un împătimit al artei în general și al folclorului în mod special, care ne creează toate condițiile de care avem nevoie ca noi să ajungem la nivelul la care am ajuns. Și aș vrea să mai mulțumesc, cu permisiunea dumneavoastră, și Consiliului Județean, Primăriei Slobozia, pentru că în dumnealor, persoana domnului președinte Silvian Ciupercă, întotdeauna am avut sprijinul necesar. Acolo, la dumneavoastră, mai aveți câțiva soliști pe care și noi am avut prezenți în această emisiune și în alte emisiuni, în programul de Revelion, și o amintesc pe Nicoleta Rădinciuc Vlad, foarte talentată, despre care dumneavoastră aveți doar cuvinte de laudă. Mă mândresc foarte mult cu Nicoleta, pentru că un cotidian județean i-a rezervat o pagină în care Nicoleta specifica că în persoana mea a avut întotdeauna un sprijin deosebit și eu, ca artist, ca om, am fost un model pentru ea. Și am ajutat-o extraordinar de mult. În ceea ce privește repertoriu, chiar mi-amintesc, și cred că și ea și amintește cu plăcere, primul costum popular pe care l-am îmbrăcat, l-am oferit eu. Pentru că, încă o dată spun că ați vorbit și vorbiți foarte frumos despre ea, eu vă invit pe dumneavoastră și pe dumneavoastră, stimați telespectatori, să urmărim o piesă cu Nicoleta Rădinciuc Vlad.
vorbim despre începuturile dumneavoastră în televiziunea română, la ce ne referim? La ce emisiune? La ce redactor? La ce realizator? Odată cu debutul meu la acea emisiune, Floarea din grădină, s-a întâmplat în 1974, m-am făcut cunoscut, remarcat, mai ales că zona de câmpie, zona Bărăganului, nu avea un solist, probabil, zic eu, destul de reprezentativ. Și a stârnit interesul specialiștilor și am evoluat foarte rapid. Așa se explică faptul că în 1977 am intrat în posesia râvnitului trofeu. Și, bineînțeles, am intrat și în atenția specialiștilor din televiziune. Mi-amintesc că prima emisiune pe care am realizat-o a fost cu doamna Teodora Popescu, chiar în 1974, cred că era în toamnă, dar un mare impact asupra promovării noastre a avut o redacția emisiunii Floarea din grădină, doamna Simona Patraulea, pe care o iubesc și o respect enorm de mult și cu un motiv special, dânsa este și nașa de boteza copiilor mei și îi mulțumesc și o să rup pe această cale și, bineînțeles, regretatul, marele regizor, domnul Sorin Grigorescu, umpleau țara cu noi. Multă vreme am mai trecut, mândruța mea, mă. De când nu ne-am mai văzut, mândruțo, mândră ce mult ne iubea, mândruța mea, mă. Ce fericiți mai trăia, mândruțo, doar cu zilele senine. Rămâne omul pe lume, rămâne omul pe lume, ofof. Te aștept mereu să vii, inimioara să mângâi, inimioara să-mi mângâi, mă. Oh, mândruțo, tare greu e dorul, cum l-o pute aduce omul mândro. Oh, mândruțo, tare greu e dorul, cum l-o pute aduce omul mândro. Sau nopților de veche, mândra mea, măi, mi-alungând urile negre, mândro, mă-ncearcă părerii de rău, mândruța mea, măi. Pentru tine, puiul meu, mândruțo, dar tu nu mai ești cu mine, ai plecat spre zări senine, ai plecat spre zări senine, ofo. Eu te aștept mereu să vii, inimioara să-mi mângâi, inimioara să-mi mângâi, măi. Oh, mândruțo, tare greu e dorul, cum l-o pute aduce omul mândro. Oh, mândruțo, tare greu e dorul, cum l-o pute aduce omul mândro. Poveste mândra mea, măi, aștept de la tine o veste, mândro, să știu pe unde trăiești, mândruța mea, măi. Cumva de mă mai iubești, mândruțo, că om singurel ca mine nu găsești pe astă lume, nu găsești pe astă lume, ofor. Te aștept mereu să vii, inimioara să-mi mângâi, inimioara să-mi mângâi, măi. Că nici cucul din pădure nu duce dor greu ca mine, nu duce dor greu ca mine, ofof. Cântă printre păsărele, împarte dorul cu ele, împarte dorul cu ele. Greu e dorul, cum l-o pute aduce omul mândro. Oh, mândruțo, tare greu e dorul,
să-l poate duce omul mândru. Majoritatea soliștilor de marcă, care sunt la ora actuală parte din ei, care sunt soliștii de vârf ai folclorului nostru, au trecut prin acea minunată emisiune, Floarea din Grădină. Chiar recent m-am reîntâlnit cu, în studiourile dumneavoastră, invitatul dumneavoastră, cu Matilda Pascal Cojocărița, cu Maria Lia Bologa și, bineînțeles, cu alții artiști, și ne-am amintit cu deosebită plăcere de momentele de început. Astăzi am ieșit la joc, măi, tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-da, cu cămeșă și catrință, tiri-tiri-tiri-tiri-da, cu măi plașinu, Gheorghiță, tiri-tiri-tiri-tiri-da, hai, Gheorghiță, vină-n coași, tiri-da, tiri-ram, tăi-l-era-da, dacă catrișoara-ți place, tiri-da, tiri-dam, tiri-dam. Tu stă ca un bab în colț, dar doar ești flăcău frumos. Să veri de busul eu, măi, tiri-tiri-tiri-tiri-da, stai bădiță, stai pe loc, măi, tiri-tiri-tiri-tiri-da, și mă prinde din mijloc, măi, tiri-tiri-tiri-tiri-da, și mă sărut cu foc, tiri-tiri-tiri-tiri-da, cruză verde, seminic, tiri-dam, 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 tiri-da, stai bădiță, stai un pic, tiri-dam, tiri-tiri-da, pe vârfuri să mă ridic, mă să-ți dau gura cât un pic. Mai duc ca Gheorghiță moale, tiri-tiri-tiri-tiri-da, mă-nvârtei ca printre oale, tiri-tiri-tiri-tiri-da, mă-nvârtei și șepișor, măi, tiri-tiri-tiri-tiri-da, mai călca și pichișor, măi, tiri-tiri-tiri-tiri-da, saltă bade ochii în cuța, tiri-da, eram tai, tiri-da, să-ți scuturi ca trința, tiri-da, tiri-da, tiri-da. Tot atâta strigătură, prisolăță-ți limba în gură, op și așa, măi! Hai bărbate să jucăm, la 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 la, coțuri de făină avem, la 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 la. Hai bărbate să jucăm, la 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 la, coțuri de făină avem, la 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 la. De bită și mămăligă, la 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 la, și blocai pe oau întindă, la 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 la. Să uităm uierile, la 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 la, că mi salve poalele, la 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 la. Să uităm uierile, la 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 la, că mi salve poalele, la 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 la. Mie le-am spălat ieri în vale, la 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 la, le-am bătut cu mai iutare, la 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 la. Cu săpun din prăvălie și miros a iasomie. Ca-s noapte nu m-am culcat, la 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 la, am chindesit și-am călcat, la 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 la. Ca-s noapte nu m-am culcat, la 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 la, am chindesit și-am călcat, la 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 la. Așa bărbatului, la 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 la, tot pe dunga patului, la 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 la. Mi-a pus ciucuri la năframă, să fiu faimă ca o doamnă. Că nu-i faină, car să crede, la 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 la, că-i frumoasă, car să vede, la 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 la. Că nu-i faină, car să crede, la 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 la, că-i frumoasă, car să vede, la 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 la. Care nu e, nu e, nu e, la 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 la, poate și coarne să-și puie, la 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 la. Care nu-a fost de-a gândui, știu că în veci pururi nu-i mă. La 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 la.
puteți aminti și de faptul că ați fost invitat și în emisiunile doamnei Mărioara Murărescu? Bineînțeles, doamna Mărioara Murărescu a avut un rol extraordinar de important în ceea ce privește promovarea mea în televiziune. Nu numai a mea. Câteva imagini aici pe ecran. Erau mari emoțiile atunci? Păi sunt și acum, pentru că mă răscoliți cu această imagine deosebită. Emoțiile erau, și emoțiile artistice sunt firești. Pentru că am întâlnit cazuri când spuneau, a, dar eu n-am emoții. Păi eu, în timp ce filmam aici în prezența orchestrei radio, chiar la un moment dat îmi tremura microfonul în mână. Arta, în general, este rezultatul unei emoții. Emoții, deci... Da, într-adevăr, e o imagine extraordinară și... Dar cred că n-are de rău nici acum, nu? Nu, dar nici nu se vede că au trecut ani. Luncă, luncă, lungă, și n-am cal bun să te ajungă. Lungă, lungă, mulmeș lungă, și n-am cal bun să te ajungă. Of, of, calul care l-am avut, mă, of, of, m-a pus naiba la gânduri. Și l-am vândut potcovit, măi, cu potcoave de argint, măi. Și l-am vândut potcovit, măi, cu potcoave de argint, măi. Of, of, nu s-a pomenit nici când, măi. Of, of, nici pe cer, nici pe pământ. Lungă, lungă, mulmeșlată, și n-am cal bun să-ți dea roată. Lungă, lungă, mulmeșlată, și n-am cal bun să-ți dea roată. Of, of, calul care l-am avut, măi. Of, of, m-a pus naiba la-n vândut. M-a pus naiba la-n vândut, măi, pentru-n pustiu de iubit, măi. M-a pus naiba la-n vândut, măi, pentru-n pustiu de iubit, măi. Of, of, că iubitul-i lucru mare. Of, of, nu-mi dă tignă la mâncare. Of, of, nu-mi dă tignă la mâncare. Of, of, nici o tignă la culcare. Eu am fost un rebel. Purtam părul foarte mare și când intram, vai, iar a venit ăsta netuns, fetelor, dați-mi agrafe că nu pot să-l bag așa în emisiune. Și la un moment dat zice, te duci și te tunzi. Nu te mai primesc în emisiune. Am ieșit pe poarta televiziunii și unde să găsesc o frizerie? Aici, în piața Dorobanți, la câțiva pași de dumneavoastră, exista o frizerie pentru copilași, pentru bebeluși. Și am intrat acolo și am zis, domnule, am o rugăminte, vreau să mă tun, tundeți-mă și pe mine. Păi nu, noi suntem prichindel, nu știu cum se numea acolo. Păi și făceți-mă și pe mine prichindel, aranjați-mă nițel, că nu mai am timp să mă duc în oraș. Mă rog, m-a tuns omul, persoana respectivă, dar foarte scurt. Și doamna Marioara când a venit, ia uite ce a făcut ăsta. Parcă a venit din armată. Deci a fost așa de o amintire foarte dulce. Frumoasă. Foaie verde mai iran, mă, greușor din părăgan, mă, te ableci în vântul
ușor și mi-a prins în suflet dor. Toată ziua tot peșez, să mă pierd prin greul des, să mă pierd prin greul des, măi. Să mă duc și să mă pierd, măi, ziua-ntreagă să-l desmierd, măi. N-o fi lasă cerat când vin oamenii din sat, să-l culeagă spic cu spic, că l-au îngrijit de mic și-a crescut griul voinic, măi. Greuleț cu bom mășcat, măi, multă grijă ți-am purtat, măi. Ca mama de prunci ei, până-i vede măricei, te-am arată însemănat, cât a fost câmpul de lat, cât a fost câmpul de lat, măi. Ai crescut cu firul mare, de ușoară asemănare, de sub brazdă din ogor, ai crescut greus cu spor, și-o să fie pâinea ta, mult mai dulce ca mierea, mult mai dulce ca mierea, măi. Și-o să fie pâinea ta, mult mai dulce ca mierea, și-o-i mânca. Dați-mi voi acum să amintesc poate un subiect sensibil. Vreau să vorbim puțin despre artistul Ion Albeșteanu, despre care dumneavoastră îmi spuneați că v-a fost mentor. Această mare personalitate artistică, Ion Albeșteanu, mi-a fost întotdeauna foarte aproape. Foilele foicii ca bobo. Și Gheorghița armăsaru, turna vinul cu borcanu, ținea dragostea cât anu, mă. Țineau dragostea cât anu, mă. Le-le-le, le-le-le-le-le, și iar le-le, mă. Veni și noi odată cu mari bucurii, la mulți ani cu sănătate și cu veselii. Mândrulița mea frumoasă, mândrulița mea, mă, ce trece pe dinainte ca o turturea. Păi uite-o cum vine, mă, uite-o cum trece, mă, baia-și gura, mă iubește și cu ochii mă topește. Uite-o cum vine, mă, uite-o cum trece, mă, cu paia-și gura, mă iubește și cu ochii mă topește. Thank you.
se mă apucă, of, of. Hai, venind de la Ibob, mică măi, măi, noaptea pe șos se mă apucă, of, of. Hai, venind de la Ibob, mică măi, măi. M-am educat, m-am format ca artist, pe lângă personalități de seamă, mari lăutari, care nu au acceptat chiciu, nu au acceptat compromisuri în cariera domnilor lor. Unul dintre ei este și marele artist Ion Șerban, albeșteanu fiind pseudonimul artistic, pentru că părinții domniei sale proveneau dintr-o comună alumițeană, Albești. Iar lăutarilor nu li se spunea Vasile Petrescu și puteam să-mi pun și eu Nicolae Dormăreanu. Știți că eu sunt de la Dormărunt. Sau Nicolae Dormărunt, dar eram cam înalt pentru acest pseudonim. Mă iertați că vă întrerup. Nu vreți puțin să-l ascultăm? Cu mare drag. Pentru oicamurele, oponii păturile, n-aș da-o pe toată lumea, căci cu lumea n-am ce face, dar cu puica fac ce-mi place. Să te mângâi pe roichiță, să te sărut pe guriță, ca cucu pe porumbiță. În plan cultural, municipiul Slobozia putem spune că are doar lucruri bune. In memoriam acestui mare artist, aveți un festival, Festivalul Național Ion Albeșteanu. Festivalul Național Ion Albeșteanu a fost generat de personalitatea marelui artist și mă bucur că cei care diriguiesc și conduc destinele culturii la nivel municipal și la nivel județean întotdeauna i-au apreciat calitatea de om și de artist. Ion Albeșteanu în 1994 a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului, semn de prețuire pentru calitatea sa ca om și ca artist, spuneam, și noi, după trecerea în neființă, noi, Centrul Creației Populare, am hotărât că merită pentru întreaga sa activitate, întreaga sa carieră și pentru tot ce a lăsat în urmă să îi formăm în timp pe tineri interpreți și în cadrul unui festival folcloric național care să poarte numele marelui artist. Am primit întotdeauna sprijin și susținerea organelor județene și municipale și
Iată că anul acesta am fost la 8-a ediție. Deja acest festival a câștigat o notorietate, vin tineri de certă valoare și ne mândrim foarte mult că, de fapt, de la noi, de la Ialomița, pleacă tineri care, de fapt, vor lăsa urme în ghilimele, spun, în folclorul românesc. Pe te mai nemritate, ne faci să vină necălțate.
Să ne facem o căsuță, că mult te iubesc mâna.
Și bineînțeles, pe această scenă a acestui festival îl întâlnim și pe Valentin Albeșteanu. Da, Ion Albeșteanu nu ne-a lăsat numai în estimatele sale piese orchestrale și vocale, pentru că a avut trei mari calități. A fost un dirijor de excepție, un violonist de excepție. Eu am spus într-o emisiune de Tezaur Folcloric că părerea mea de artist, ca Ion Albeșteanu nu va mai trage nimeni cu arcușul pe vioară. Și doamna Marioara Murărescu mi-a apreciat această remarcă, dar Ion Albeșteanu a lăsat în urma domniei sale și un urmaș de seamă, valoros artist, pe Valentin Albeșteanu. Mă bucur nespus că în urma marelui maestru a rămas un semn bun că folclorul nu va pieri niciodată. Și pentru acest lucru, stimați telespectatori, să ne reamintim un moment din acea ediție în care Valentin Albeșteanu era invitatul emisiunii Cântec și Poveste. Adevărații artiști trăiesc pentru artă. Vin și pleacă de acasă, nu au un program stabil, dar cum reușesc să mai aibă și familie? Nu știu, dumneavoastră le-ați împăcat aceste două lucruri foarte importante? Le-am împăcat și le-am combinat și susținut de așa natură încât totul să meargă foarte bine. Vreau să vă spun că referitor, mă întorc puțin în urmă, referitor la emisiunea Floarea din Grădină, deci în vitrina noastră sunt două trofee. Și soția mea, Maria Budnaru, este laureată acestei prestigioase emisiuni, iar a reprezentat județul Iași. Mai avem încă două trofee, care la rândul lor ne-au adus spre bucuria sufletului nostru alte trei trofee, deci mai avem doi copii, pe Alexandru Daniel și Aida Simona. Să vă trăiască! Din partea lor, din partea băiatului, am doi nepoței minunați, pe Răzvan Ștefan și Raluca Maria, o
prințesă, o superbă fetiță și, bineînțeles, năzdrăvanul mic al familiei, are numai un anișor și 9 luni acum, pe Rareș Andrei, nepoțelul din partea fiicei mele. Sunteți un om foarte bogat. Sunt un tataie fericit. E foarte frumos că, iată, cântecul v-a adus bucuria și în plan profesional și în plan personal. Mulțumesc foarte mult că ați fost la noi în această seară. Pentru mine a fost o bucurie să vă cunosc, să vă ascult și să iau la cunoștință povestea dumneavoastră de viață. Dar înainte să încheiem, cred că vreți să încheiem. Eu ne pare rău, mult. Timpul e unul limitat. Mie îmi pare extrem de rău. Vreau să vă mulțumesc instituției în general, televiziunii române, radioului, Societății Naționale Radio, pentru faptul că de-a lungul timpului am fost acceptat ca om, ca artist aici în aceste minunate studiouri. Aș vrea să le mulțumesc din toată inima tuturor redactorilor, regizorilor, realizatorilor de emisiuni din TVR pentru acest nume pe care îl port cu mândrie și drag, Nicolae Rotaru, omul și artistul. Stimați telespectatori, aici se încheie încă o ediție a emisiunii Cântec și Poveste. Până marțea viitoare, vă așteptăm și pe pagina de Facebook a emisiunii, cu gânduri, mesaje, vă invităm să urmăriți poze, asta în cazul în care nu aveți timp să vedeți această ediție, măcar să surprindeți un pic din emoția fiecărui invitat.
Așadar, până marțea viitoare, vă doresc o seară bună în numele echipei, în numele producătoarei, Maria Tănase Marin, vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere! Lenuță cu casa-n colț, măi Leandro. Lenuță cu casa-n colț, măi Leandro. Daulică, Leandro, nu te mai iubi cu toți, măi Leandro. Daulică, Leandro, nu-i mai ținesc la porți, măi Leandro. Zuliță, trei rozete, Leano. De cine mi-e dor și sete, Leano. Daulică, Leano, nici nu-l văd, nici nu mă vede, Leano. Daulică, Leano, mi-l pierdui prin iarbă verde, Leano. Rupse iarba fir cu fir, măi Leano. Și-mi dădui de-un trandafir, măi Leano. Daulică, Leano, trandafir lujer subțire, Leano. Daulică, Leano, a rupt inima din mine, Leano. Te-aș mai vedea odată mândro, printre flori mergând la apă mândro. Daulică, Leano, ți-aș da florile cu rouă, Leano. Daulică, Leano, să dăm dragostea din două, Leano. Daulică, Leano, ți-aș da florile.